Având în vedere la cât de mult s-a discutat astăzi despre Antonio și despre cât de neserios este el și cum el se joacă în momentul acesta cu sentimentele Mariei și așa mai departe, mă gândeam dacă ne ascultă mama lui Antonio și dacă și-ar dori dânsa să intre prin telefon la capricii și cumva să le fie de ajutor copiilor, pentru că eu am simțit că în ultima perioadă la capricii au plecat cu aceeași umilință sau cu stare de rău din platou și mă gândesc că poate și astăzi va fi la fel și probabil, adică nu că probabil, chiar au nevoie de un sprijin și de o mână de ajutor, având în vedere că în momentul acesta chiar nu văd pe nimeni care să-i susțină. Cred că ar fi... Acum să simtă și dânsa același lucru ca și noi și cred că le-ar fi de folos. În primul rând l-ar ajuta foarte mult pe Antonio și i-ar da o credibilitate mai mare în fața Mariei și Maria cu siguranță va simți sprijinul acela de care are nevoie. Știu, mă gândesc că doamna nu mă ascultă, dar poate sunteți... pe aici cineva din familie și ați putea să-i transmiteți un mesaj, să sune în direct la capricii, să le ofere copiilor o siguranță, măcar să aibă acest start să pornească la drum. Nimic nu este pentru totdeauna și nimeni nu are de unde să știe cât poate să dureze ceva. Și atunci, măcar ca și start să pornească cu dreptul.